Pentru victorie, cum a fost meciul în teren? Mulțumim, a fost ca de obicei la discreția noastră. Am început foarte concentrați, am deschis scorul destul de repede și cred că nu s-a pus în nicio clipă cine va câștiga meciul. Cum ți s-a părut adversarii? Un joc destul de dur, asta s-a văzut de pe margine. Cum a fost în teren? Da, în general, fotbalul este un sport de contact. Am încercat să ne blocheze. Noi am evitat pe cât posibil să evităm astfel de intrări. Și ne bucurăm că suntem sănătoși atât de bine. Terenul prost, adversarii duri, cam numai așa ți-a avut parte până acum. Da, băi, trebuie să ne așteptăm, pentru că orice adversar care joacă împotriva noastră încearcă să-și depășească limitele și vom fi pregătiți. Mâine antrenament, am înțeles. Nu aveți liber? Da, încă nu știu. Personal nu știu programul, dar vom vedea. E posibil să avem antrenament? Încă nu știu. Pentru suporterii care astăzi sărbătoresc ziua? Da, un sincer la mulți ani. Portarul nostru, Andrei Preda. Nostru, mulți ani și o duminică plăcută. Mulțumesc!